Bună ziua, doamna primar, bine v-am regăsit. Bună ziua și bine ați venit. Suntem o săptămână mare, mai avem câteva zile până la sărbătorile pascale. O să discutăm puțin și despre partea asta lucrurilor, partea spirituală, să zicem așa, dar înainte să ne oprim un pic la aspectele administrative. Ce se întâmplă la această oră în Comuna Turani? Se întâmplă lucruri frumoase, ne pregătim de curățenie. Am curățat toate șanțurile betonate, s-au făcut lucrări în parcul din Tureni. Am vrut să văruim, dar timpul nu a fost favorabil. Probabil că o să văruim după sărbători de 1 mai. Ne pregătim să facem curățenie ca și în casă și în comună, în primul rând. După aceea, am făcut câteva lucrări de împietruire, acolo unde au fost săpate drumurile, că noi băgăm acum apa și canalizarea, Deci să fie cât de cât circulabilă până la circulabilă asfaltare. până la asfaltare. Lucrează domnii de la apă și canalizare. Unde, pe ce zonă? În Comșești lucrează acum și în Micești. Astăzi încercăm să urcăm în platformă proiectul de drumuri pe Angel Salini. Avem toate avizele, inclusiv avizul OCPI. Deci vine finanțare, De practic, da? dimineață am fost la prima oră la consultanță și încearcă astăzi să încarce în platformă. Sperăm să verifice cât de repede cei de la minister proiectul și să putem semna contractul de finanțare și în paralel să facem și licitația pentru aceste lucrări. Imediat ce avem contractul de finanțare și licitația finalizare, vom trece la atacarea lucrărilor de asfaltare. Și pe Programul Național de Redresare și Reziliență. Acolo avem un proiect, de fapt două proiecte pe două microbuse, unul cu Turda Călăraș, iar celălalt cu Aiton. Avem bani alocați pentru refacerea pugului. Mai avem bani pentru montarea de camere video în toată comuna. Câte camere video vor fi și unde vor fi amplasate? Nu știu câte vor fi, pentru că asta va rezulta dintr-un studiu de fezabilitate și vor fi amplasate pe domeniul public din comuna. Deci în zonele cu risc de infracționalitate, Cele mai presupun. multe vor fi concentrate pe drumul național, pentru că Unde se acolo produc multe accidente se produc rutiere, din multe păcate. accidente, cu siguranță vor fi unde sunt instituțiile publice concentrate, post de poliție, școală, grădiniță, parc, centru de informare turistică, dispensar, primărie și în locuri publice. Ieri am putea spune că am mai făcut un pas, cel puțin teoretic, proiectul drumului expres care trece prin Turani. Practic a fost o asociere de firme, două asocieri de firme care s-au prezentat la licitație. Ce semnal aveți? Și practic care vor fi beneficiile pentru Comuna Turani acestui drum expres? Da, am citit și eu în presă, chiar și la voi, am citit pe site că a fost finalizată perioada de depunere a ofertelor și s-au înscris două asociere de firme. Eu sigur că îmi doresc acest drum să fie implementat cât mai repede, pentru că și eu trăiesc în Turda și chiar evit. Pot să spun că evit să merg în Turda pentru că circulația este sufocantă. Nu este vina municipalității, din contră, municipalitatea a avut foarte multă clemență în legătură cu cei de la CNAIR, vorbesc de municipalitatea din Turda. A avut foarte multă clemență vis-a-vis de ceea ce face CNAIR-ul. Eu, dacă aș fi acolo, aș străga mult mai mult. Deci, efectiv, se strică toate străzile făcute și se strică detrimentul, adică cine e vinovat, cei de la drumul național. De atâta map de vreme să iei să nu-și facă o centură. Deci câtă incapacitate au cei de la CNAIR. Și nu numai în Turda se strică drumurile, că se strică în mult mai multe municipii prin care drumurile naționale trec prin acele municipii. Sau chiar și în Turani. Trafic Nu mi greu. se pare normal ca traficul să treacă tot traficul de pe două drumuri naționale, se întâlnesc în sensul giratoriu din Turda și traversează
tăturaniu de-a lungul până la dealaltul. Noi care stăm pe drumul național, ca să intri, să te duci acasă, e o adevărată aventură. Și drumurile naționale, de-aia încasează accize la motorină, impozite de la mașini, se adună acolo niște fonduri care să facă niște lucrări. Dar e Dumnezeu să le vie mintea în cap și să apuce cât de repede această centură care e vitală, practic. E vitală, da. În privința infrastructurii de apă și canalizare, ați spus că au început la Comșești și la Micești. Păi nu, că sunt finalizate lucrurile în Ceanul Mic, în Martinești. Acum lucrează pe Comșești, de la drumul național până la intrarea în sat, că în sat îi executată lucrarea, și în Micești. În Micești nu o să fie pe toate străzile, dar noi am depus în ianuarie pe... Deci, practic, nu ajung fondurile. Nu ajung fondurile, deci proiectul era așa de mare încât nu ajungeau fondurile. Și am depus un proiect acum, tot pe PNRR, pentru canalizare la Micești și apă, străzile care au rămas neracordate. Și absolut toate străduțele din toată comuna care au rămas pe programul cel mare de pe POR, neracordate. Deci cetățenii să stea liniștiți, că în momentul în care vom da drumul la apă și la canalizare, va fi până la ultima casă, pe cele două proiecte. Chiar dacă pe primul proiect acum nu văd că în fața casei nu sunt lucrări făcute, vom veni în completare cu proiectul care l-am depus acum în ianuarie. Și avem toate șansele să le câștigăm, pentru că ne-am făcut așa un punctaj și aproape suntem la maxim cu punctaj. Am putea spune că până la finalul actualului mandat va fi canalizare și apă în toată comuna? N-aș spune, deci nu m-aș hazarda. Nu m-aș hazarda într-o asemenea, sau să fiu populistă. Nu, din contră, eu nu cred că până la finalizarea mandatului va curge apa. Canalizarea în Tureni poate să funcționeze pentru că e stația de epurare care duce, dar apa nu, pentru că urmează proiectul 2 de apă, cel de aducțiune. Asta a fost numai cu distribuția. Iar cel cu aducțiunea, suntem blocați de hidroconstrucția, care a intrat în insolvență și, din câte am înțeles de la domnul director de la compania de apă, ar trebui luna asta să repună la licitație lucrările. Și chiar dacă am avea constructor, să zicem, într-un an de zile, nu suntem Samantha, într-un an de zile să facem atâta mare adopțiune. Deci ar fi un hazard să zic că... Dar lumea să aibă încredere, pentru că întotdeauna ce am spus s-a realizat și indiferent că va fi la anul, va fi peste 2 ani, va curge apă și canalizarea va fi funcțională în toată comuna. Pe finalul interviului aș dori să transmiteți un mesaj către locuitorii comunei Tureni, având în vedere că se apropie sărbătorile pascale. Trebuie să ne îndreptăm și spre partea asta spirituală. E până la urmă una din cele mai mari sărbători ale creștinismului. Da, poate că este chiar cea mai mare sărbătoare a creștinismului, a noastră. În primul rând vreau să transmit ungurilor din comuna Tureni, că aici suntem... Trei în unu. Ei au avut Paștile și ce să le transmit, cele bune, și cred că le-au trecut fiecare în familie și cu liniște sufletească, iar pentru noi, pentru ortodoxi sau pentru celelalte confecțiuni care vom sărbători Paștile duminică, sărbători fericite le doresc tuturor cu multă liniște și să le petreacă în familie cu cei dragi. Ce poate fi mai frumos decât să stai în familie, în prag de sărbătoare și să petreci așa cum este creștinește și românește. Sărbători fericite vă urăm și noi, dumneavoastră și întregii comunități.